Vă salut, prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-o acordați și, de asemenea, pentru sutele de mesaje cu gânduri bune pe care mi le transmiteți prin intermediul căsuțelor de comentarii sau în privat. Nu reușesc, poate, să le citesc pe toate și vă asigur aici de aceleași sentimente de apreciere și mulțumire. De asemenea, nu uitați că iau în considerare și sugestiile voastre, în limita timpului și a resurselor. Și chiar dacă unele subiecte pe care mi le propuneți întârzie să apară, vă asigur că vor fi documentate. Astăzi am pregătit pentru voi un material la sugestia unuia dintre abonații canalului Teorii Incredibile, Viorel Barbu, pe care îl salut și căruia îi mulțumesc pentru interesul acordat. Țara Luanei și oamenii lui Anu, tărâmul din munții Buzăului unde au locuit extratereștrii? Frumoasa regiune a munților Buzăului este cunoscută și ca Țara Luanei. Deși este un nume feminin, Luana se spune că a fost un rege înțelept și un vraci extraordinar care atunci când îi mureau oștenii în lupte, îi stropea cu apă vie luată din Valea Izvoarelor. Localnicii spun că Țara Luanei este poarta lui Dumnezeu. Are legătură sau nu, un grup de cercetători japonezi au constatat că aici se află al treilea pol energetic al Pământului, ca importanță, primul fiind vârful Omu. Țara Luanei se pare că are legături cu străvechea civilizație sumeriană, iar această legătură a făcut-o cercetătorul Paul Lazar Tonciulescu în cartea sa De la Tărtăria la Țara Luanei. În sumeriană, Luana se traduce prin cei pe care Anu îi păstorește, sau mai prozaic, oamenii lui Anu, Anu fiind zeul suprem la sumerieni, al cărui simbol, al soarelui, era o cruce cu raze sau o svastică. Printre locuitorii din munții Buzăului circulă mai multe legende despre Țara Luanei. Dintre acestea, una ne spune că de mult, de mult, dincolo de munte, era tărâmul Luanei, Luana fiind o ființă atotputernică, ce păzea cu strășnicie porțile unei cetăți cu ziduri imense, deasupra căreia strălucea atât noaptea cât și ziua, un soare aidoma astrului zilei. Și cetatea era locuită de niște oșteni viteji într-o dreptate și netămători de moarte. Oștenii răniți în lupte erau conduși de Luana în Valea Izvoarelor, cele dătătoare de apă vie și de apă moartă. Și spălându-și rănile cu acele ape miraculoase, aceștia se vindecau pe loc. Numai Luana cunoștea taina izvoarelor. Cei care se încumetau să le încerce singuri, se îmbolnăveau pe loc și mureau. Și au trăit cei din cetate ani mulți sub oblăduirea Luanei, până ce au luat seama vrăjmași puternici, care mânați de pismă au venit înzăuați în care de foc și au doborât soarele cetății. Și când soarele s-a prăbușit, pământul s-a cutremurat din temelii și mare prăpăd a fost pe lume. Și de atunci, pe locul cetății, mulți ani nici iarba n-a crescut și nici glas de pasăre nu s-a auzit și nici picior de fiară n-a mai călcat. Despre toate acestea vorbesc semnele tainice din peștera înțeleptului, povestesc bătrânii locului. Țara Luanei sau tărâmul Luanei se pare că a fost descoperit în anii 1979-1980 de către o expediție școlară și, datorită importanței care i s-a dat, a fost declarat obiectiv al Ministerului Apărării Naționale. Expediția pionierească de la acea vreme a descoperit o așezare umană necunoscută, din epoca străveche, de proporții gigant ce era străjuită de un șanț de apărare. Probe care atestă cea mai incredibilă continuitate de viață în unul și același perimetru, începând din epoca pietrei cioplite și continuând fără întrerupere până în mileniul I era noastră. Substratul corespunzător epocii pietrei cioplite a fost descoperit un număr mare de tuburi dintr-un material asemănător oxizilor metalici, tuburi dispuse în sol sub formă de radiator. Într-o altă grotă, sub inciziile din epoca fierului, a fost descoperită o scenă de luptă de domeniul fantasticului,
Dinspre stele, Terra era atacată de o navă spațială propulsată de un lung jet de flăcări. În întâmpinarea ei de la sol, pornesc două rachete de interceptare. În fața navei cosmice este un arc întins, cu săgeata îndreptată spre vehiculul spațial. Probele arheologice rezultate din sondajele descoperite, unelte de silex, ceramică, segmente de tuburi, etc., au fost predate Muzeului Militar Central. Noutățile arheologice descrise sunt filmate pe peliculă color 16 mm. Pe materialul filmat este redat și perimetrul așezării. După dimensiunile suprafeței, abundența materialului arheologic, fantastica continuitate de locuire în timp și perfecțiunea sistemului de apărare, așezarea poate fi inclusă în mod cert în categoria davelor dacice. Cercetările atestă că așezarea a fost distrusă în mod instantaneu de un foc mistuitor. Stratul de arsură, de o frumusețe arheologică ieșită din comun, se întinde pe toată suprafața așezării, prezentând dovezi că zona nu a fost devastată de un incendiu întâmplător, ci că așezarea a fost distrusă și incendiată cu o furie nemai întâlnită, pământul fiind ars pe o adâncime de circa o jumătate de metru și în zona în care nu au existat construcții sau arbori. Se pare că năvălitorii au intenționat să ardă până și pământul pe care a fost așezarea. Vehemența distrugerii dovedește că așezarea avea și o funcție simbolică. Dispunea de o poziție ideală, beneficia de o apărare naturală formidabilă, care o făcea inexpugnabilă, oferea condiții excelente pentru ca populația să se retragă în munți în caz de înfrângere militară, ceea ce duce cu gândul că ar putea fi vorba despre una din capitalele lui Burebista. În ținutul Luanei mai există și alte grote, grota dacică, cu inscripții din toate epocile, grota Dionisie Torcătorul, stânca salamandrelor, în apropierea izvorului lui Zamolxis, cum e numit acolo, și a stâncilor Fecioarei, grota Iosif, săpată într-o stâncă de formă piramidală, Agatonul Nou și Agatonul Vechi, scaunul spătarului și altele. În afară de tăblițele de la Tărtăria cu o scriere proto-sumeriană, unde datarea cu carbon 14 atestă că așezarea este cu 2000 de ani mai veche decât orașele sumeriene, ceramica antică descoperită pe teritoriul țării noastre poartă simbolul zeului Anu. Aici se cuvine să amintim că zeii sumerieni coborâseră pe pământ cu carele zburătoare și întocmiseră înainte de potop dinastia zeilor, care guvernase peste civilizația primordială. Oceanologul american Rob Ballard susținea că marele potop rămas în toate mitologiile lumii s-ar fi petrecut în bazinul Mării Negre, care era doar un lac cu apă dulce. Prin ruperea pragului de la Bosfor, apele au inundat toată această regiune, iar lacul s-a transformat în mare. Triburi ale acestei prime civilizații au migrat și înainte de diluviu. Dar după cataclism au emigrat și zeii, întemeind civilizațiile de pe malurile Tigrului și Eufratului, Indusului și Nilului. Dar se pare că aici a fost prima țară a oamenilor lui Anu. Munții Buzăului au fost incluși din cele mai vechi timpuri în geografia sacră a lumii. Este vorba despre o geografie ale cărei coordonate ezoterice au fost stabilite în vremurile de dinainte de Marele Potop, când pe pământ domneau zeii, după cum ne transmit toate mitologiile lumii, începând cu cea sumeriană, considerată cea mai veche. Coordonatele respective includeau zone unde se manifestau anomalii magnetice, zone cu potențial energetic care se manifestă în plan fizic și spiritual, numite de către experții în parapsihologie perimetre energo-informaționale. În astfel de perimetre se petrec fenomene ciudate, corpul se dematerializează, călătorind în spații temporale, sau primește informații telepatice de la entități necunoscute.
iar subsolurile sunt întotdeauna bogate în zăcăminte de mare interes. Oamenii cu percepții extrasenzoriale se simt foarte apăsați de încărcătura energo-informațională existentă în asemenea zone geografice sacre de care România este plină. Localnicii din comuna Colți, județul Buzău, știu că pe locul în care și-au ridicat ei casele a fost cu mii de ani în urmă țara Luanei. Se zice că Luana era o fată foarte frumoasă, spun ei, care a căzut din cer și s-a îndrăgostit de un om din aceste locuri. Tot ea i-a învățat pe localnici să-și sape chiliile de pe culmea martiriei, să se ascundă acolo în vremuri grele, dar și medicina ori scrisul. Dar există și multe alte legende. Bătrânii mai știu și azi de berbecul cu lâna de aur. O legendă spune că în țara Luanei se afla lâna de aur după care au fost trimiși și argonauții. După tradiție, lâna aparținea unui berbece de aur care zbura prin aer, peste pământ și mare, dăruit de zeul soarelui unui rege. Copiii acestuia, persecutați de mama vitregă, au luat berbecele și au zburat cu el în ținutul Colchis, cerând protecție regelui de aici, Aiete. Poetul Ovidiu localizează țara lui Aiete de la apus de Marea Neagră până lângă ținutul Sciților. Exilat la Tomis, poetul se și lamentează în privința barbarilor care îl înconjoară, colchii și hoardele de meteree și geți. Geții știm cine sunt. Colchii și meteree au lăsat urme în țara Luanei, sub denumirea actuală a satelor Colți și Materea, așezării locuite încă din Neolitic, unde se află niște sanctuare străvechi, păzite cu străjnicie de călugări până în secolul al XIX-lea. Oamenii spun că aceste sanctuare inscripționate cu simboluri străvechi sunt adevărate hărți ale comorilor sacre. Curios este că povestea face parte și din mitologia greacă, dar în vremuri îndepărtate, zona Chihlimbarului de Buzău s-ar fi numit Colhi, de unde a venit povestea Colhideei. Exista o tradiție care s-a pierdut în negura vremurilor. Se spune că strămoșii colțenilor purtau la gât o bucată mică de ambră să le aducă noroc. La nuntă sau la botez, localnicii ofereau copilului ori mirilor, după caz, o fărâmă din bogăția pământului. Dar lucrurile sunt și mai misterioase. Muzeul Chihlimbarului din Colți se află într-o casă donată de către unul dintre localnici cu o singură condiție, păstrarea stilului arhitectonic al locului. Și într-adevăr, clădirea muzeului este primitoare ca o casă țărănească, simplă și elegantă în același timp. La parter se află un magazin unde se pot admira și de unde se pot cumpăra bijuterii din chihlimbar natural, provenit din zona Colți și prelucrat la Baia Mare. Deasupra, la etaj, se găsesc trei camere unde sunt expuse obiecte din chihlimbar, dar și bulgării neprelucrați, în stare naturală. Se pot vedea și instrumente de prelucrare a chihlimbarului. Este expus vizitatorilor chihlimbar de toate formele, mărimile și culorile, atât prelucrat cât și bulgăre. Chihlimbarul este o rășină fosilă provenită din unele specii de pin, având culoarea caracteristică galben ca mierea sau ca ceara, fiind uneori și brun roșcat sau verde-negru. Se topește la temperaturii de 300 de grade Celsius, arde cu flacără, se dizolvă în agenți solvenți organici și se electrizează prin frecare. Prezintă incluziuni diverse, gazoase, pământoase, lichide, insecte, plante fosile, bine conservate, fenomen ce s-a produs acum 60-40 de milioane de ani. Dar de ce am adus în discuție Muzeul de Chihlimbar din Colți? Pentru că legendele locului vorbesc și despre lentila de chihlimbar a Luanei. Celebra lentilă de chihlimbar ar fi de mărimea unei coroane regești. Este posibil să fi existat astfel de norme prin care se da valoare chihlimbarului în trecut. Această legendă legată de lentilă statornicește faptul că Luana era persoană feminină, nemăritată în momentul când a ajuns pe aceste plaiuri.
I-a învățat pe localnici atât de multe încât aceștia, după un număr de ani, i-au dăruit obiectul șlefuit, mai mult pentru a-i arăta că se pricep și ei la ceva, fără să bănuiască puterile de ajutor într-o tămăduire. Bucuria darului primit s-a întors ca faptă de bine dinspre Luana către localnici. Culoarea materialului, galben foarte deschis spre alb, Luana din această legendă era blondă, și felul măiestrit în care era șlefuită lentila, poate și modul în care era ținută în momentul în care persoana de studiu era privită, toate acestea făceau ca aura de dincolo de lentilă să fie vizibilă, în perfecțiune monumentală când subiectul era sănătos sau cu neregularități în anumite locuri dacă subiectul avea boală. Legenda mai spune că lentila avea un mâner tot din chihlimbar. Mânerul era străpuns de un tunel. Spre partea dinspre mâna ce ținea piesa, se termina cu un fel de semisferă de o altă nuanță decât mânerul. Mânerul era și el de o altă nuanță decât lentila. Un alt tunel intra în ghiventul semisferei și chiar în semisferă. Rostul acestor tuneluri, la cea mai mică rotație a întregului, fiind modificat unghiul de incidență, apăreau flăcări în mânerul de chihlimbar, iar la o rotație continuă se crea un fel de dans, dansul focului în chihlimbar. Alte legende vorbesc de existența altor 12 lentile mici care formau suita pentru lentila principală, dar fiecare avea o altă nuanță și era folosită cu un scop diferit decât celelalte. De exemplu, o lentilă mică avea nuanța negru-verde, bineînțeles de cea mai mare valoare. Se zice că prin această lentilă mică erau privite pentru interpretare flăcările focului ce însoțea un anume sacrificiu. Fiecare lentilă mică avea câte un rol unic, iar lentila mare, făcută din chihlimbarul cel mai puțin valoros, cerut pentru transparența necesară, folosea la a fi văzută aura cuiva, spuneam. Măiestria cu care meseriașii acelor vremuri au lucrat lentilele era uimitoare. Mânerul era străpuns, spuneam, de un tunel cu formă de prismă octogonală regulată, muchiile laterale fiind desăvârșite în unghiurile octogonului regulat. Rama lentilei se compunea din 12 bucăți de formă cilindrică, așa de fin șlefuite la capete, încât doar nuanțele diferite ale chihlimbarului făceau posibilă descifrarea locului de îmbinare. Luana i-a învățat pe localnici arta vindecării. Legenda spune că dicta remediul pentru fiecare caz, în timp ce privea prin lentila mare. Numai dacă era simțită nevoia, mai erau cercetate și alte lentile satelit. Mulți căutători de comori caută la suprafață chihlimbar și mai toți cunosc legenda lentilei. Nu-i tentează însă valoarea chihlimbarului, ci sunt atrași mai mult de faptul că Luana a ținut în mână acel mâner și după ea mai toți regii și marii preoți ai pelajilor, tracilor, getodacilor. Se zice că chiar unii domnitori au gustat fericirea de a atinge așa ceva. Se spune că ultimul mare care ar fi atins obiectul a fost Cuza, care ar fi vizitat în mare secret zona. Realitatea pare să confirme legenda. În plină epocă a reformelor și secularizare, Alexandru Ioan Cuza susține în același timp construcția unei biserici noi în satul Mușcelul Cărămănești. Locașul există și astăzi. Legenda mai spune că lentila s-ar afla într-o ascunzătoare plină ochi cu chihlimbar neprelucrat. Cel care ar descoperi asemenea comoară ar trebui să aibă grijă. Lentila de chihlimbar a Luanei valorează cât greutatea în aura Carpaților de curbură. Luana era o fată frumoasă, spun bătrânii locului, venită din cer într-un car de foc. S-a îndrăgostit de un locuitor de aici și a rămas în locurile acestea. I-a învățat pe oameni scrisul, cititul, medicina și le vindeca bolile cu apă vie și apă moartă. Dar fostul ei iubit a descoperit unde se afla și a pornit război împotriva localnicilor. Luana i-a învățat să se ascundă în stâncă, deoarece numai acolo vor scăpa de trâmbele de foc aruncate de dușmani.
Așa se explică mulțimea de așezări rupestre în zona Carpaților de Curbură, în special la colți Bozioru, iar stâncile în care s-au ascuns oamenii ca să scape de trâmbele de foc sunt stâncile din Poiana Cozanei. La fundul peșterii se pot observa desenate pe pereți o mulțime de pumnale, vârfuri de săgeată și de lance orientate cu vârful în sus, între care erau figurate zeci de linii. Istoricii spun că sunt pumnale de tip Achinaches, tipice perioadei secolelor 6-4 înainte de Hristos. Imaginea este impresionantă și parcă ilustrează într-adevăr un atac, un război, poate chiar trâmbe de foc. Ce să înțelegem din aceste legende? Că în această regiune, cu energii ciudate, s-au stabilit cândva niște ființe venite poate din alte lumi, posesoare ale unor tehnologii înaintate? Voi ce credeți, dragi prieteni? A fost Țara Luanei un tărâm al ființelor supranaturale, al extraterestrilor? Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acordată. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Numai bine, pe curând!